Generalul hitlerist Speidel, comandant al trupelor cotropitoare germane în Franța, a fost numit în fruntea forțelor NATO. Poporul francez se ridică cu indignare împotriva celui care a condus represiunile sângeroase împotriva patrioților francezi. 10.000 de francezi din Obuie au demonstrat la zidul unde în 1942 au căzut din ordinul nazistului Speidel sute de locuitori ai orașului. Crește starea de mizerie a muncitorilor din țările capitaliste. La mina Rede din Ținutul Saharului, minerii au declarat grevă împotriva metodelor de opresiune și al sistemului de pedepse aplicat de exploatatori.